Bine v-am regăsit, dragii mei, dragile mele! Astăzi vă propun să vorbim despre un subiect fierbinte. Nașterea prin cezariană sau nașterea naturală? O subiect fierbinte pentru gravide, evident, sau pentru cei implicați? Tătiși, mămiși, bunici, surori, mătuși, așa mai departe. Eu am născut prima oară prin cezariană. Sunt foarte multe femei care nasc prin cezariană și foarte multe femei care aleg să nască natural. Nu vorbim despre situațiile în care cezariana este absolut necesară, ci despre cezariana la cerere, care este des întâlnită la noi în țară și mai puțin în străinătate, în celelalte țări europene, se practică nașterea naturală, care este obligatorie în situația în care corpul ți-o permite și asta cu siguranță hotărăște medicul tău. Care sunt avantajele, care sunt dezavantajele? Putem să ne gândim așa, să ne facem o idee. Da, cezariana în momentul nașterii nu presupune practic durere, însă ulterior pot urma foarte multe zile și de recuperare grea, cu dureri și cu deplasări dificile și așa mai departe. Pe când nașterea naturală presupune un efort mai mult sau mai puțin îndelungat, în care nu știu exact, eu acolo practic necunoscuta o constituie cât de mult durează această naștere și probabil că din această necunoscută foarte multe femei aleg să nască prin cezariană. Pentru că nu știu exact, sunt multe femei care nasc natural și nasc foarte ușor și care sunt ajutate de medici și, mă rog, durerile sunt minime în condițiile în care, sigur, se aplică epidurala, anestezia epidurală. În cazul cezarienelor sunt cam aceleași situații. Toată lumea știe foarte clar că după aproximativ 24 de ore ești obligată să te ridici din pat, durerile sunt sfâșietoare, durează câteva zile. Dar cel puțin în timpul nașterii nu te doare foarte tare, nu simți nimic, practic, nu că nu te doare foarte tare, nu simți nimic. Sigur, or fi și niște excepții în care, mă rog, nu discutăm despre ele, dar 99% din situații în timpul nașterii prin cezariană nu simți absolut nimic. În timpul nașterii naturale, cu siguranță că și la toate anesteziile posibile, cu siguranță ai dureri și unele dintre ele sunt sfârșitoare. Nu știu ce să vă spun, nu știu care este cea mai bună alegere, de aceea aștept sfaturile voastre, un subiect controversat și îndelung dezbătut la noi în țară, mai ales v-am dat motivele ceva mai devreme. Aștept sfaturile voastre, ne revedem mâine dimineață cu alte subiecte.